pentru că avem o informație de ultimă oră și în scurtă vreme o posibilă soluție. Informația de ultimă oră iese, doamnelor și domnilor, Croația ar fi șantajat Austria pentru a adera în Schengen. Oana Zanfir are mai multe informații. Oana, despre ce este vorba? Cum a ieșit acest lucru la suprafață? Este foarte importantă această analiză pe care o face o companie de consultanță din Viena, Mihai, doamnelor și domnilor. Cum s-a întâmplat ca Austria să se împotrivească extinderii Schengen, dar să primească intrarea Croației în Schengen? Marcus Hau, șeful departamentului de analiză al VNSite, o companie de consultanță, vă spuneam, în domeniul informațiilor de afaceri și a riscurilor politice cu sediu la Viena, citează surse la nivel înalt care spun că Nehammer a fost convins de croați cu două argumente. Primul, a primit asigurări că Austria va primi gazele naturale de la un terminal LNG proaspăt inaugurat în Croația. Deci ce vă spuneam, hub-ul energetic de la Viena. Interesele Austriei cu Croația n-au fost alea mici să meargă austriacul la mare în Croația, nici pe departe. Cel mai important însă, ca să înțelegem ce n-au făcut ai noștri, cum ar fi trebuit să joace de tare în fața unui șantaj, ei bine, Croația neșantajată ea cum am fost noi, potrivit acestei companii de consultanță, amenință că firmele austriece nu vor mai primi niciun mare contract de infrastructură în Croația. Așa se poartă, iată, jocul la nivel înalt. Așa se întâmplă momentul acesta în raport cu Viena. Viena așa joacă, așa primește. Noi, firmelor austriece, le-am dat și pielea de pe noi în România în acești ani. Dacă acum, odată, li s-a spus nu, pentru că pretențiile lor au fost aberante și au procedat așa cu România, și eu amintesc, Mihai, că ei au mers cu acest șantaj și la Băsescu în 2007. Ei au practicat permanent în raport cu statul român exact asta. Vă aduc aminte că băncile austriece din România au furat statul român în programul BCR Banca pentru Locuințe. A spus-o Curtea de Conturi, n-au spus ziariștii. Ei au negat, au dat în judecată statul român și prin decizie în definitivă a înaltei curți au ajuns să fie condamnat să plătească înapoi banii furați de la statul român și nici în ziua de azi n-au închis această datorie. Cele două bănci au început să plătească, la un moment dat și Erste și Raiffeisen, BCR Raiffeisen, au început să plătească din sutele alea de milioane de euro. Potrivit documentelor pe care le-am dat vineri seara la Exces de Putere, n-au închis nici astăzi, pentru că ei așa s-au purtat. Corectitudinea, anticorupția, standardele înalte n-au funcționat. Sunt firme austriece care s-au devoalat în dosarele din România, pe cum cei de la Zvitelski, că au mituit miniștri. L-au mituit pe Vlădescu, l-au mituit pe Ionuț Costea de la Exim Bank, l-au mituit pe Boureanu și au adus 30 de ani de pușcărie cumulat pentru demnitarii români. Ce a făcut omul lor care a mituit? A luat 3 ani cu suspendare. Păi de ce? Că s-au dus și acolo cu presiune, nu? Să nu fie condamnat al lor. Ce au spus procurorii din România? Că nu! Amărâtul care a dus bocceluța cu bani a fost inițiatorul actului de corupție, ci firma mamă de la Viena. S-a întâmplat ceva? Nu. Astea au fost raporturile noastre cu Austria, cu firmele austriece în România, care acum se duc cu acuzații de presiuni din partea României. Spunea domnul Negrescu că s-a dus cancelarul să se plângă. Păi să se plângă ai noștri atunci, să spună ce relații au avut cu companiile austriece. Să spună dacă, într-adevăr, așa se joacă, cum joacă Croația, potrivit acestei analize a companiei de consultanță de la Viena, nu de la București.